Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la un nou videoclip. Mai vorbim și noi o leacă despre wrestling, pentru că, după cum vedeți și aici de pe ecranul meu, nu vă pun imaginea direct așa pe videoclip, că mi-e de copyright, dar după cum vedeți și aici, CM Punk s-a întors în wrestling. Nu în WWE, ci în AEW, într-o altă companie unde părea mea că wrestlingul de acolo este mult mai bun ca cel din WWE. Pur și simplu, am rămas uimit după 7 ani de zile, sau 8 ani, eram micuț când a plecat din WWE, CM Punk. Chiar nu mai așteptam să se întoarcă. La început nu prea eram de acord cu ce a făcut Punk, că s-a dus în UFC, mai ales că și-a luat bătaie de 2 ori. Dar măcar acum a profitat de faptul că toată lumea ar vrea înapoi în wrestling, a apărut și AEW și mai bine că s-a dus acolo. Cu ocazia asta, AEW poate să facă WWE praf. În caz că nu știți ce este AEW, este o cu tot o altă divizie de wrestling. Nu știu pe ce post se difuzează în România, dar puteți să vedeți pe YouTube. Eu oricum mă uit pe YouTube la wrestling, nu mă uit deloc la TV. Pot să văd și pay-per-view-uri live fără nicio problemă. Deci aseară s-a întors CM Punk, sau azi dimineață la noi. M-am trezit și eu de vreme ca să filmez clipul. Am rămas uimit de reacția fanilor. Deci zici că s-a întors, a înviat, să zicem, Maradona și a redebutat în fotbal, dar tânăr, nu bătrân. Sau zici că a fost retragerea lui Messi. Erau oameni care plângeau în public când l-au văzut pe CM Punk, că s-a întors. S-a sărit și el în public, s-a luat în brațe cu toată lumea. A fost incredibil. Și după asta a avut și un discurs care a fost genial. Cel mai tare lucru pe care l-a spus în discursul său a fost că în 2005 a părăsit cu ochii lacrimi Ring of Honor, o altă companie, și a știut de ce a plâns în acel moment. Pentru că în momentul în care a părăsit Ring of Honor, a părăsit și wrestling-ul profesionist. Scena wrestling, ringul wrestling-ului profesionist, mai bine spus. Practic, WWE nu era deloc wrestling profesionist. Și acum, în AEW s-a întors în wrestling-ul profesionist. Pe scurt, i-a luat la roast ca lumea pe cei de la WWE și pe lângă asta le-a dat și s-au trezit comentatorii cu ceva înghețată pe băț. Că a avusese el o chestie cu Vince McMahon să aibă propria sa marcă de înghețată. Și pe lângă asta a anunțat că o să avem un match la All Out pe 6 septembrie la noi la români. Se va bate CM Punk cu unul din viitoarele embleme ale AEW-ului, Darby Allin, care e tânăr, are toată viața la dispoziție, are o întreagă carieră de parcurs, îl și ajută Sting acum ca să devină un adevărat star al wrestling-ului. Meciul ăla o să fie genial. Cred că o să fie mai mișto pay-per-view-ul de la AEW decât SummerSlam-ul de la WWE. În caz că vreți să vă mai zic niște meciuri bune de la All Out, vă mai zic doar atât, că astea s-au anunțat momentan sau nu știu eu de altele. Pentru centura AEW, Christian Cage cu Kenny Omega, două talente, și cred că cel mai tare meci, pe lângă cel cu Darby Allin și CM Punk, va fi cel pentru titlul la echipe. Că AEW excelează din punct de vedere al tag team-urilor. Au cele mai bune meciuri la echipe. O să se bată Jurassic Express cu The Young Bucks. La fel, unii dintre cei mai buni, sau poate chiar la ora actuală, cea mai bună echipă așa wrestling, tag team, cum s-o spune. A fost și SmackDown-ul aseară, nu prea m-am uitat mult. Acum de dimineață am dat un pic repede, pac, pac, pac. Am văzut că l-a murdărit Edge pe Seth Rollins, oarecum a apelat la vechiul său gimmick de când era un fel de vampir prin Attitude Era, prin anii 90, dacă știți la ce mă refer. Și parcă a zis Roman Reigns că dacă nu pleacă ca și campion, Universal se retrage, sau parcă a zis ceva de genul Reigns. Am și uitat. Am fost prea încântat cu Rampage-ul, care este tot vinerea în acea zi cu SmackDown-ul. Sunt curios dacă i-au bătut la rating pe WWE. Eu aș vrea să-i bată. Arena, nu știu dacă se vede aici, nu vă arăt prea mult că nu vreau să-mi iau copyright. Dar oricum, era o arenă, zici că era arena de WrestleMania, deci o arenă imensă. Cred că cea mai mare arenă din Chicago au umplut ăștia de la AEW. Nu știu dacă o să fie același stadion sau unul și mai mare la pay-per-view pe 6 septembrie la noi, la români. Și uite aici, se ia în public, se ia cu publicul în brațe, CM Punk, deci oamenii... Uitați, pe ăsta am vrut să vi-l arăt eu, pomul ăsta care plângea când l-a văzut pe CM Punk că s-a întors. Stați așa că nu vreau să iau copyright. Așa,
Fentezi eu cumva copii. Vedeți, deci oamenii în public plângeau pentru CM Punk că s-a întors. Oarecum ăsta a fost unul dintre idolii copilăriei noastre. Bă, atât de tare mă bucur că s-a întors în wrestling și să se teme acum WWE de noua generație de wrestleri. Pentru că aici în AEW, pe lângă că sunt wrestleri care au mai fost înainte în WWE și acum excelează. De exemplu, Luchasaurus, care e în Jurassic Express, el a fost în NXT mai de mult, dar nimeni n-a auzit nimic de el. Nu se vorbește deloc despre el că a fost în NXT, n-a excelat cu nimic. În AEW e genial, e un fel de Kane foarte mare, cu mască, mă rog, cu un gimmick așa, arată la, nu gimmick, cu un attire de dinozaur, dar tot așa face chokeslam, este și foarte agil și e mare rău, are vreun 92 metri, nu e cât Kane, dar e un fel de Kane așa, mai pe dinozaur, mai Jurassic, ca să zic, na, așa se cheamă și echipa lor, Jurassic Express. La fel, un alt wrestler care excelează și părerea mea este că a făcut cea mai bună decizie pentru cariera sa, pe lângă CM Punk acum în AEW, ar mai fi John Moxley, fostul Dean Ambrose. La fel, omul excelează, arată mult mai dur acum, are meciuri super bune, am văzut meciuri foarte sângeroase cum a avut cu Kenny Omega, un meci cu multă sârmă ghimpată, deci Kenny Omega cu John Moxley aici în AEW se urăsc din tot sufletul, mi-au plăcut foarte mult meciurile alea. La fel, ăsta, MJF, dacă îl știți, el a fost cândva la un moment dat ăsta, de la securitate, de-l ducea pe Samoa Joe în NXT în ring. Și acum omul excelează. A avut o rivalitate cu Cody Rhodes absolut excelentă și acum are rivalitate cu Chris Jericho. La fel, în WWE era acum și pe ultimii ani din nou a excelat o leacă Chris Jericho, că era cu Yuji Smedeli și chestia alea. Dar acum în AEW, cum îi se spune lui, lui Champion, deci genial Jericho ce face la vreo 50 de ani. Pe lângă asta este și Sting în AEW și încă se descurcă, adică nu are meciuri întregi de unul singur, are meciuri la echipe, nu se bate mult timp, un pic până obosește, care și el vreo 62 de ani. Dar față de Undertaker, care știți că eu sunt mare fan Undertaker, bă, Sting încă se descurcă bine, adică nu obosește atât de repede și face în continuare spectacol, deci tot respectul meu pentru Sting. Și abia aștept să văd All Out-ul în care se bate CM Punk cu Darby Allin, care o manevră mișto, coffin drop-ul. Dar rămâne de văzut, încă nu m-am uitat la ratingul să văd care a avut ratingul mai mare, Rampage-ul sau SmackDown-ul, dar cred că cel puțin pe YouTube o să fie mult mai căutat momentul în care CM Punk s-a întors în wrestling. Ăsta este unul din cele mai mari momente, poate chiar cel mai mare return, cea mai mare întoarcere din istoria wrestling-ului, adică 7 ani de zile a lipsit omul și uitați că a făcut oamenii să plângă în public, deși toți se așteptau, na, că au fost atâtea spoilere și zvonuri că se întoarce. Inclusiv Darby Allin a zis că va avea un match cu The Best in the World, cum îi zice Punk. Da, tot i-a uimit pe oameni, deci genial. AEW, nota 10 pentru ceea ce faceți. WWE, mai aveți mult de... Ați uitat de unde ați plecat. Rămâneți la PG-ul vostru și vedeți cât o să aveți de regretat. Au mai fost niște meciuri bune, s-au bătut Jurassic Express cu Private Party și a fost genial meciul. Deci a fost genial cum a excelat Jungle Boy. Deci puștul ăla care are doar vreo 24 de ani, deci e cu 3 ani mai mare ca mine, are o carieră întreagă în față de parcurs. Deci omul ăla o să devină o legendă în wrestling. Și la fel un alt tânăr în această companie ar mai fi Sammy Guevara, nu știu câți ani are, dar are și el vreo 25-26 de ani, maxim la fel. Omul ăla e genial. Are, deci, am văzut meciul de săptămâna, nu, de miercuri de la Dynamite, un alt show, și el are ca manevră, deci a încheiat meciul super tare, cu un fel de RKO de pe colțul ringului. A ieșit genială manevra aia, deci Sammy Guevara are toată viața lui să și-o petreacă în AEW, că va excela acolo. Viitorul companiei stă în oamenii tineri care debutează acum în AEW. Nu ca în WWE, în care doar cu globele alea bătrâne mai pot să facă ceva. Nu zic că ăștia bătrâni în WWE nu sunt oameni buni, dar cei din AEW, nu știu, au talente ca lumea. Și nu este nici PG, este... Adică nu e de la cu acordul părinților, cum e televiziunea, cum e la noi, AP pentru copii, cu acordul părinților ca să vadă și cei sub 12 ani. La AEW e 14, deci trebuie să ai minim 14 ani ca să te uiți. De aceea noi mai vedem niște
sârmă ghimpată, niște sânge, niște capete sparte ca lumea, dalea, pioneze, multe drăcii. Meciurile sunt cu adevărat meciuri. Mult mai dure, mult mai mișto, mult mai spectaculoase după mine. Acum rămâne de văzut cine o să facă show mai bun. SummerSlam-ul sau All Out-ul. Eu aș vrea totuși să iasă mai mișto All Out-ul ca să-i zdrobească pe cei de WWE să-și dea seama că ori renasc cei de la WWE. Știți că mai era o companie rivală cu WWE, WCW. Dar până la urmă Vince McMahon a cumpărat și compania. Dar acea companie avea ratinguri mai mari ca WWE la un moment dat. Și WWE a fost nevoit să treacă la cea mai importantă, cea mai memorabilă perioadă din istoria companiei, la Attitude Era, când au excelat Stone Cold, The Rock, Kane, Undertaker, DX-ul, Ministry of Darkness, câte faction-uri, câte facțiuni au fost acolo. Așa că WWE ori reface un Attitude Era, dar ceea ce eu nu prea cred, ori o să aibă de suferit. Uite, o companie care a suferit foarte mult din cauza faptului că nu puteau să țină pasul competiției a fost TNA-ul. TNA-ul cândva avea arene de Raw și SmackDown, puteau să umple prin 2005-2006 și acum TNA-ul are niște arene, zici că e Thunderdome-ul, doar că cu public. La fel de multe ecrane, numai că acolo sunt oameni, deci TNA-ul e mort, e dus. Și dacă vreți să vă zic și alte câteva nume din AEW, mi le-am notat aici că nu vreau să le uit să le menționez. Deci câteva nume din AEW, uitați, și acum s-are și CM Punk în public. Deci oamenii îl adoră pe CM Punk, ăsta e favoritul publicului în acest moment. Deci câțiva oameni pe care i-aș putea menționa ca fiind printre cei mai buni la ora actuală în AEW și peste tot în lume ar fi, cum am spus, Jurassic Express, cea mai bună echipă alături de Young Bucks. Deci meciul ăla o să fie genial la All Out, la pay-per-view. La fel, bun rău ar mai fi MJF, deci pe microfon rupe MJF. Jericho a excelat, deci pur și simplu la 50 de ani o duce super bine. Știe să facă Hurricanana sau Head Scissor, cum s-o spune, după colțul ringului. Mai skill fără probleme, se luptă 20-20 de minute în continuu. Deci Jericho, bravo lui, chiar dacă pare bătrân că atârnă pielea pe el, că na, e și el bătrân, totuși excelează, e foarte bun la vârsta lui. Câte a făcut pentru AEW și Chris Jericho cu Inner Circle-ul. Așa, Kenny Omega, care momentan el este campionul AEW. Vedem dacă rămâne el campion. Deși eu aș vrea să văd cum s-ar bate CM Punk cu Kenny Omega. Ar fi un meci pe care aș vrea să-l văd. Deci dacă ar fi să aleg cine aș vrea să bată între Christian și Kenny Omega, aș vrea să bată Kenny, ca apoi să se bată cu CM Punk. Ăla o să fie un meci de meci, vă zic eu, un dream match. Pe cine am mai notat pe aici? Lucha Brothers, care sunt Ray Phoenix, a nu se confunda cu Ray Mysterio, Ray Phoenix și Pentagon Junior, la fel, doi wrestler excelent de buni. John Moxley, care e fostul din Ambrose și foarte bine a făcut că a plecat din WWE, a lăsat deoparte toată treaba, toată istoria cu The Shield și acum este în AEW, deci excelează acolo. Lance Archer, un dita mai malacul care se luptă super bine, e agil pentru cât de solid e. Pe cine mai trebuie pe aici? Aici, Orange Cassidy, care la capitolul entertainment știe să facă panorama. Orange Cassidy, ăla care stă mereu cu mâinile în buzunar și uneori îi bate pe unii cu mâinile în buzunar. Deci, fără să scoată mâinile din buzunar, se dă peste cap, sare pe colțul ringului. Deci, omul ăla e genial. Deci, pe entertainment e super bun. Și mai sunt oameni care au plecat din WWE și în AEW. A fost la un moment dat și Zack Ryder, pe care acum îl cheamă Matt Cardona, așa cum e în altă companie, CGW sau GCW, cum s-o chema. A câștigat și acolo titlul. La fel, Miro, care este Rusev, excelează în AEW. E campionul TNT acum. Mai sunt și wrestler din TNA care au venit în AEW, cum ar fi Brian Cage. Bă, omul ăla, ăla cred că îl bate pe Brock Lesnar. Nu e la fel de înalt ca Brock Lesnar, sau nu știu dacă e la fel de solid, Lesnar e și un fratul ăla, că nu știu dacă și Brian Cage a băgat steroizi, tot ce e posibil. Bă, dar măcar Brian Cage este foarte agil, adică eu asta apreciez. Bă, pe lângă că ești mare și puternic, fii și agil, nu fii un de la care abia merge, dai cu pumnul, dai cu el de pământ, dar de-abia te miști. Mă înțelegești să zic? Adică trebuie și un pic de agilitate, decât să fii un flat pe steroizi și să fii un fel de
habar n-am, nu știu, un fel de Ryback care sufla săracul după 2 minute de meci, mai bine ești un de ăsta care nu ești la fel de umflat în pene, dar măcar ești agil. Sunt și wrestleri foarte înalți care știau să facă pel kick sau... Parcă pel kick era, pele kick-ul. Îți prindea piciorul și tu să rănești și dădeai cu celălalt picior după ceafă. Eu am văzut și drop kick la fel. Am văzut Kane făcând drop kick când era tânăr, l-am văzut pe Big Show făcând drop kick și pel kick, pele kick când, era, când erau tineri amândoi. Dar au îmbătrânit și ei. Oricum, noi am asistat și suntem contemporan la cel, poate chiar cel mai important moment din istoria wrestlingului. Întoarcerea unei legende. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Dacă vreți să fac un show săptămânal, ca să zic ca și o emisiune săptămânală, o emisiune, e mult spus, o serie săptămânală de videoclipuri, un fel de jurnal săptămânal despre wrestling, dați și voi cât mai departe videoclipul ăsta să afle lumea că s-a întors CM Punk în wrestling și arătați-mi susținerea voastră. Dați un like, hai să strângem 100 de like-uri la acest videoclip, că sunt un cerșetor de like-uri. Și dacă se strâng 100 de like-uri, o să încerc să fac săptămânal sau măcar după pay-per-view-uri cât un videoclip despre wrestling, cu ce s-a mai întâmplat și ce predicții mai am și bla bla. Hai, ne auzim data viitoare și uitați-vă la AEW. Ciao, les!